Mărit să fie numele Domnului. Nici nu se putea încheia altfel decât fiecare dintre noi și împreună toți să dăm toată slava, cinstea și gloria lui Dumnezeu, care nu numai că le merită, dar este singurul care le merită. Previților, mă gândisem la cu totul altceva, însă atunci când fratele Pavel a citit din Evrei capitolul 12, partea a doua a capitolului ne vorbește despre o experiență de viață pe care oamenii o înțeleg puțin, se revoltă în fața ei. Și există la ora actuală teologii eretice care învață pe oameni să se revolte împotriva suferinței. Atunci când apostolul Pavel scrie epistola către evrei și toate celelalte epistole pe care le-a scris, și în care vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos și vorbește despre suferința copiilor lui Dumnezeu, apostolul Pavel este în cunoștință de cauză. Când el descrie, și da, știu că există foarte multe controverse cu privire la cartea evreilor și că mulți spun autorul cărții către evrei, sunt foarte multe pasaje trase la indigo cu alte epistole scrise de Pavel, plus cunoștința adâncă cu privire la lege și cu privire la toate lucrurile legate de doctrina creștină, ne dovedesc că Pavel este autorul cărții către evrei. Până și în Bibliile noastre, traducerea Cornilescu, până de mult aveau curajul să spună epistola apostolului Pavel către evrei. Da, nu este o chestie mântuitoare, este o poziție pe care o am, cercetând scripturile și punând, suprapunând celelalte epistole, scrierile lui Pavel, învățătura lui Pavel și epistola către evrei. Însă, dacă ne uităm în capitolul 12 al acestei cărți, vom vedea că atunci când în norul acela de martor care ne înconjoară, este inclus Domnul Iisus Hristos ca martor și ca țintă, se face referire la suferințele Lui și la împotrivirea nespus de mare. Dar cine sunt ceilalți martori? Ceilalți martori sunt în capitolul 11, unde cuvântul Domnului spune, de la versetul 36, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și capitolul 12 începe, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Și apoi după versetul 5, sau de la versetul 5 spune: și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește și pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Și este vorba, în general, despre suferință, spunându-ni-se în încheiere, la versetul 10, căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, adică părinții. Aici nu e neapărat un cec în alb, că nu poți să-ți omori copilul sau nu poți să-ți învinețești, să-l bați în mod bestial, dar
Am observat că există multe seminarii de familie unde li se creează la părinți ideea că există un blueprint, un fel de manual de a pedepsi într-un anumit sau fel sau altul copii. Cum credeau că este mai bine, era bine. Există tot felul de temperamente de părinți, tot felul de temperamente de copii. Atâta vreme cât îi vrem binele și cât îl iubim, și cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, să nu dorești să-l omori, Dumnezeu are suficiente variante pentru câți părinți sunt și pentru câți copii sunt. Atâta vreme cât dorința noastră este următoare. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și versetul 11 este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Acum, nouă ne place să filozofăm pe marginea suferinței. Devenim filozofi atunci când noi experimentăm suferința, devenim filozofi atunci când alții despre care auzim că au murit sau au pățit ceva sau s-au îmbolnăvit, sunt în suferință. Vă aduc aminte că au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus, zice, Doamne, ai auzit că niște galileeni aduceau jertfe și în timp ce ei aduceau jertfe, niște zeloți, a venit Pilat cu un detașament de soldați și le-a amestecat sângele cu sângele jertfelor lor. Domnul Iisus Hristos spune, nu știți destul, eu am vești și mai proaspete și anume, a căzut un turn, turnul din Siloam peste niște inși, vreo 18, i-a strivit și ascultați, în timp ce ei încercau să găsească o explicație pentru aceste nenorociri, Domnul le spune și credeți că au fost cei mai răi din Ierusalim? Sau că acei galileeni au fost cei mai răi dintre galileeni, nici de cum. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Ei, când noi ne apropiem de necaz, de suferință, de durere și chiar de moarte, trebuie să fim extrem de atenți cum privim aceste lucruri și mai ales la judecățile pe care le rostim în dreptul altora. Asta se încadrează la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu judecați nimic înainte de vreme. Asta nu înseamnă că biserica nu trebuie să aibă autorități de judecată, pentru că spunea apostolul Pavel, ce n-aveți între voi pe cineva în stare să judece? Trebuie să ajungeți la oamenii lumii? Nici de cum. Există foruri de judecată, inclusiv descoperirile spirituale, darurile duhovnicești trebuie să treacă printr-un filtru al judecății, să prorocească și ceilalți să judece, să analizeze, să evalueze. De ce mor oamenii? De ce se îmbolnăvesc? Păi, fraților, în primul rând pentru că sunt oameni. Păcatul inițial încă locuiește în structura noastră genetică. E adevărat că Domnul Iisus Hristos, prin înviere, a scris înviere în structura noastră genetică, dar știți care e problema cu învierea? E o mare problemă cu învierea. Ca să ajungi la ea, trebuie să mai întâi să mori. Și toată lumea vrea să ajungă în rai și să învie, dar nimeni nu vrea să moară, nimeni nu vrea să se îmbolnăvească. Asta face parte din viață. Într-o zi, îți slăbești puterile, te îmbolnăvești, îmbătrânești și mor. Că dacă nu era așa, erau apostolii încă printre noi. Dacă nu era așa, în primul rând, ni se întâmplă toate lucrurile astea pur și simplu pentru că suntem oameni, face parte din viață. Da, este adevărat, poate ca Dumnezeu să ne și corecteze și să ne îndrepte. Vă aduc aminte că în pasajul despre cina Domnului din Corinteni spune cuvântul lui Dumnezeu, din pricina aceasta, pentru că se împărtășesc în chip nevrednic, nu puțin dorm. Și ar fi absurd să considerăm că acesta este un somn spiritual. Ei erau nevrednici pentru că deja dormeau. Ei,
Somnul spiritual îi duce pe mulți, datorită nevegherii și datorită nevredniciei, la somnul final. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, dar El ne pedepsește sau ne îndreaptă sau ne mustră pentru ca să nu fim osândiți, condamnați odată cu lumea. De ce suferim de multe ori? Pentru că trăim încă în natura aceasta și de multe ori suntem vulnerabili spiritual, greșim. Trebuie să acceptăm acest lucru. E cineva aici care e desăvârșit? În urmă cu câțiva ani am avut o experiență foarte șocantă pentru mine. Mergeam cu mașina și Duhul lui Dumnezeu mi-a pus întrebarea în cugetul meu, că știu că de la Dumnezeu a venit, care este ultimul lucru de care te-ai pocăit? Păi nu mi-am adus aminte. Și atunci am tras concluzia, nu serios, dacă v-aș întreba, care e ultimul lucru de care te-ai pocăit? Ultimul lucru de care te-ai lăsat? Ai spus, până aici am făcut asta, de azi înainte nu mai fac asta. Ori eu sunt deja desăvârșit, ori am uitat să mă mai pocăiesc, am uitat că sunt încă în drumul spre desăvârșire și că Dumnezeu folosește multe metode de a mă îndruma și de a mă împinge de la spate pe drumul desăvârșirii. Am tras mașina pe dreapta și am stat acolo până mi-am adus aminte de ultimul păcat. A venit cineva și s-a luat de mine și a răspuns caustic, că m-a enervat. Și vreau să spun că am avut dreptate. 100% am avut dreptate. Da, puteam să fiu puțin mai îngăduitor. Și când am aflat, am zis, acum hai să mă și pedepsesc. Că am participat de multe ori la pedepsirea altora. E ușor când trebuie să-i pedepsești pe alții. Vreau să vedeți cum e când te pedepsești pe tine. Frații mei și sora mea au fost mult mai mici decât mine. Și cel mai mare șoc l-am avut când erau bebeluri, am văzut că mama, înainte să le dea biberonul, turna câteva picături de lapte pe dosul palmei. Și zice, de ce faci treaba asta? Zice, ca să văd dacă nu cumva e fierbinte. Mai târziu mi-a povestit că atunci când rupea o nuia cu care urma să ne lucreze, își dădea câteva cu nuiaua să vadă cât de tare să dea, ca să ne doară numai atât cât trebuie. Și știți că e un exercițiu interesant din când în când să... Eu am o filozofie a conducerii și anume predică radical și guvernează moderat. Când predici cuvântul lui Dumnezeu, nu cauzi la fața omului. Când guvernezi, intrăm cam cu bocanci prin sufletele oamenilor și trebuie să fim atenți ca să nu facem ca pompierii care vin și sting casa, dar ți-o fac praf. Sparg toate ușile, strică tot parchetul și mai departe. Ei, de multe ori trebuie să acceptăm că suferințele din viața noastră se datorează nevoii de a fi îndreptați. Dar asta nu e treaba ta să judece, treaba celui care e în suferință. Uneori suferim pentru că ducem un stil de viață dezordonat. Mâncăm când credem noi, nu avem nicio disciplină a odihnei, ne surmenăm, ori muncim prea mult, când vii obosit, rupt de oboseală acasă, te răzbuni pe mâncare. Nu mă întrebați, că eu am pățit și am ajuns cu diabetul 500 la urgență. Acum mi-am făcut și o cercetare spirituală, că m-am dus duminică să facă ungerea și mulțumesc Dumnezeu că sunt eliberat. Nu mai am diabet, nu mai am absolut nimic. Dar am pus mâna pe regim, am fost puțin mai atent cum trăiesc. Uneori un stil de viață neatent și dezordonat ne îmbolnăvește. Pentru că dacă nu ești atent, Dumnezeu nu o să vină și să spună
trăiește tu cum vrei, că eu îl oblig pe colesterol să stea jos, îl oblig pe diabet să stea jos, îl oblig... Astea sunt rezultate normale ale neatenției noastre. Bineînțeles că există o suferință prin care ni se încearcă credința. În vreme ce diavolul ar încerca să folosească suferințele din viața noastră ca să ne distrugă credința, Domnul Iisus Hristos folosește suferințele pentru ca să ne călească, să ne întărească, să ne purifice și să ne testeze credința. Pentru că în zilele frumoase, astăzi toți suntem plini de credință. Am văzut rezultatele pe care dumneavoastră împreună cu Dumnezeu le aveți după 40 de ani. Dar ce credeți, că tot timpul a fost așa în acești 40 de ani? Eu numai vreo 7 luni am pășit împreună cu, nu dumneavoastră, dar probabil cu cei care au fost atunci, și să știți că n-a fost ușor. Dacă m-ar fi întrebat cineva în 1988 ce părere am că se va alege de comunitatea asta, nu știam ce se va alege nici de Sacramento, dar aminte de First Romanian Apostolic Church. Perspectivele nu erau foarte luminoase. Oamenii nu se înțelegeau, se certau, se insultau. Și să știți că multe comunități au experimentat același lucru. De ce? Pentru că așa e la început, când aduci oameni din toate părțile, fiecare cu obiceiurile lui, fiecare crede că el are dreptate și că așa este bine, atunci când la început oamenii își contestă autoritatea unul altuia, se întâmplă lucruri din astea. Ei, Dumnezeu cumva țese lucrurile, nu lasă fire deznodate și în cele din urmă te uiți și spui, aici a fost mâna lui Dumnezeu. Ei, în viața noastră avem nevoie din când în când să fim testați, încercați, ca să se vadă că este o credință autentică, ca să se vadă că este o părtășie autentică, să se vadă că e un loc binecuvântat într-adevăr de Dumnezeu. Știți că Petru spunea, aurul este încercat, anumite credința voastră. Un alt motiv pentru care oamenii trec prin suferință este Dumnezeu în mod preventiv vrea să evite eșecurile spirituale la care am putea fi expuși. Apostolul Pavel ne spune că a avut un țepuș în trupul lui și s-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să scape de țepuș și Dumnezeu nu i-a răspuns decât așa, lasă țepușul acolo, ai nevoie de el. Harul meu ți este îndeajuns. Și Pavel explică de ce a avut țepușul în trup. Datorită marilor revelații și descoperiri pe care le-a avut ca să nu se umfle de mândrie. Dragii mei, cel mai ușor lucru care se poate întâmpla și cea mai mare vulnerabilitate a noastră este mândrie. Este mândrie. Se poate întâmpla atunci când stau pe bancă și în fața mea predică fratele Pavel Pop. Și îl ascult și face o greșeală în vorbire. Pocește un cuvânt. Și zâmbesc în mine însumi și spun, eu pot mai bine, eu știu mai bine. Când se termină serviciul divin, și-au predicat 3 și în mintea mea apare clasamentul. Cine a fost pe locul 1, cine a fost pe locul 2 și cine a fost pe locul 3. În loc să mă uit la buchetul acesta de mesaje și să înțeleg că prin tot ce s-a făcut aici Dumnezeu a vorbit unui suflet. Când aștept să-mi vină rândul și nu sunt atent la ce spun ceilalți, și în vreme ce Dumnezeu vrea să mă zidească, să mă corecteze sau să mă învețe ceva, nu mi sunt urechile acolo pentru că mi-aștept rândul. Și mă uit din 3 în 3 minute la ceas să mă gândesc, nu termină odată ca să apuc eu. Mi-aduc aminte de un predicator în vârstă și cu multă experiență și
demn de toată admirația. S-a dus într-un loc și erau mai mulți predicatori la amvon. Și când s-a uitat bătrânul și i-a văzut pe toți înșirați acolo ca pești pe sârmă, l-a întrebat pe cel ce conducea programul, zice, pe toți ăștia îi pui să predice? Zice, da, frate. Și mie când îmi vine rândul? Și pastorul s-a supărat și a spus, data viitoare, frate. Există aceste impertinențe care se strecoară în cugetul nostru. Nu le putem observa. Știți care e cea mai mare problemă? Că de multe ori radarul nostru spiritual nu le percepe. Nu le prinde. Și adunăm moment după moment, după moment, și Dumnezeu spune, strage un țepuș ție, să vezi ce-ți merit o să fii. M-am dus în prima duminică, după ce am venit de la spital, m-am dus în față să se roage frații pentru mine, știți cum călcam? Nu știam dacă pasul, mă uitam, aveam niște scări până la amvon și mă opream în fața lor și le număram și te așteptau să vină după mine și mă uitam la ele și mă gândeam, dacă mă uțupesc tare, reușesc să ajung sus? Că mi-era rușine, nu cumva să mă care cineva acolo. Suferințele de multe ori ne smeresc. Ne fac să înțelegem că există lucruri mai importante decât noi. Și că în viața noastră există lucruri mai importante decât ceea ce facem. Cel mai important lucru este mântuirea sufletului. Dacă nu mai țin niciodată o predică în viața mea, dacă mâine vin frații și îmi spun, frate, mulțumim, ai încercat și tu, da, ne trebuie altcineva în poziția ta. Dacă mă întorc înapoi la Elim în Chicago și îmi spun, ai stat destul, n-ai stat destul, nu-ți ajunge. Nu o să-mi pice bine. Sigur că nu o să-mi pice bine. Dar când am tras linie și le-am socotit pe toate, știți ce mi-a rămas? Mi-a rămas mântuirea sufletului. Amen, și ăsta este cel mai important lucru, frați și surori. Ei, uneori Dumnezeu în mod preventiv îngăduie un țepuș ca să ne smerească. N-am mai fost de atunci niciodată cum am fost înainte. Că Dumnezeu m-a vindecat, dar m-a lăsat cu niște slăbiciuni ca să-mi aduc aminte, că depind de El și să-mi aduc aminte că nu-s chiar așa de tare și de mare. Și să-mi aduc aminte, știți că nu mă rog ca Dumnezeu să mă vindece. Mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să pot să fac ce am de făcut în ciuda unor slăbiciuni. Că poate am nevoie de ele. Ca să nu ni se suie la cap. Și bineînțeles, întotdeauna suferințele noastre sunt spre slava lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de ori, oamenii întrebau cine a păcătuit, de ce este așa. Și Domnul a spus, nici el, nici părinții, ci s-a născut așa pentru ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să se proslăvească în toate lucrurile, indiferent de motivul pentru care noi am trece prin suferință, Dumnezeu vrea să se proslăvească. Știți cum se proslăvește Dumnezeu? Când ieșim din suferință bibelou, când ieșim din suferință model, când ieșim din suferință mai sfinți, când ieșim din suferință mai aproape de Dumnezeu, când ieșim din suferință biruitori, mai răbdători, cu un caracter mai modelat. Uitați-vă, vă rog frumos, la Iov. Știți istoria lui Iov. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să nu judecăm. Iov este excepția lui Dumnezeu. Există trei expresii despre excepții. Trei expresii despre excepții. Ați auzit expresia excepția de la regulă? Ați auzit-o? Excepția de la regulă. The exception from the rule. Ați auzit expresia excepția care confirmă regula? Da. Și ați auzit expresia excepția care devine regulă?
Toate aceste lucruri le-a trăit Iov în viața lui. Cum este Iov excepția de la regulă? Păi, într-o lume nelegiuită, e un neprihănit. Vine diavolul de la cutreierarea pământului și Dumnezeu se laudă cu Iov și spune: unde ai fost? Am cutreierat tot pământul. L-ai văzut pe robul meu Iov. Nu e nimeni ca el. Într-o lume a silniciei, a răutății, a crimelor, a furturilor, a minciunilor. Iov este neprihănit, face binele, e depărtat, e separat de rău. N-am niciun reproș pentru acest sfânt. Este excepția de la regulă pentru că suferă pe nedrept. Trăim într-o lume în care ideea era: când faci binele, ești binecuvântat de Dumnezeu. Când faci răul, ești sub blestem. Ori într-o lume în care opera această ecuație de comportament, binele atrage binele, răul atrage răul, că și lui Cain i-a spus: dacă faci binele, bine vei fi primit, dacă faci răul, rău vei fi primit. Iov este un neprihănit care o duce rău. Știți ce i s-a întâmplat? Că nu termina un sol de vorbit și apărea altul. Toate posesiunile pierdute, robi pierduți, copii morți, averile și în cele din urmă sănătatea și săraca nevastă sa, că era un vas mai slab, nici ea nu l-a mai putut încuraja. I-a spus: auzi omule, ești într-un hal fără hal, eu îți doresc cel mai mare bine din lumea asta, sinucide-te. Știți că există în țara această expresie, suicide by cup. Lui Iovi s-a recomandat suicide by God. Blastă-mă pe Dumnezeu, rezultatul natural este moartea. Este excepția de la regulă și apare nedumerirea lui Iov. Nu știa săracul că Iov suferă pentru onoarea lui Dumnezeu, ca să iasă Dumnezeu bine. Că adică el nu îl slujește pe Dumnezeu din interes, ci pentru că îl iubește și pentru că acceptă voia lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Asta este excepția de la regulă în ce îl privește pe Iov. Apoi, excepția care confirmă regula este că după ce trece prin suferință și este biruitor, Iov este restaurat. Până la urmă, omul lui Dumnezeu iese bine. Până la urmă, neprihănirea te duce la bine. E o excepție. Dar știți cum a terminat Iov? Tot ce a avut înainte și a pierdut Dumnezeu, i-a dat dublu. Nu i-a dat, nu scrie că i-a dat altă nevastă, că a iertat-o. Știți de ce cred? Dumnezeu putea, când Eva a păcătuit și a mâncat din pom, putea să o distrugă, să o nimicească, să-i dea altă, dacă vroia Dumnezeu. Dar Eva zice că e mama, era sursă de viață. Și nevasta lui Iov a fost sursă de viață pentru Iov. Cei 10 copii care s-au prăpădit au murit și Dumnezeu i-a dat din nou. Dar nu i-a dat 20, știți de ce? Pentru că pe aia nu i-a pierdut. Noi ne ducem de multe ori la oameni când își pierd copii și ne pare rău pentru pierderea voastră. Nu. Nu-s pierduți. Sunt în brațul lui Dumnezeu. I-a dat 10 și cu cei 10 pe care nu i-a pierdut, pe care i-a avea în glorie, a avut 20. Dumnezeu i-a dublat totul. Și-a murit la adânci bătrâneți, sătul de zile și fericit și împlinit. Pentru că el a fost excepția care confirmă regula. Oamenii neprihăniți sfârșesc în glorie. Și noi trecem prin multe necazuri. Vă aduceți aminte de Psalmul 90? În Psalmul 90 este ceva uluitor cu privire la timp. Acolo spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele,
Și noi avem impresia că zilele se numără 1, 2, 3, 4, 5, nu e adevărat. Zilele se numără 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. După fiecare zi urmează încă o zi care este tot cifra 1. A-ți număra zilele corect înseamnă să știi că viața ta se concentrează într-o zi. Că dacă citiți în Psalmul 90, zice dimineața și până seara. Viața ta e o zi. Totalul vieții tale se concentrează în fiecare zi, într-o zi. Și nu știi dacă ai alta. Ziua de ieri nu mai ai? Era un frate care era întrebat, un frate în vârstă, spune, mă întreabă foarte mult câți ani am. Și eu spun că nu știu. Și zic, cum nu știi, frate? Păi nu știu, că nu știu câți mi-au rămas. Zice, îi știu pe ea pe care nu-i mai am. Întreabă-mă câți ani nu mai am. Și îți spun, nu mai am 70, nu mai am 80. Viața se trăiește toată în limitele unei zile. De asta Biblia pune accentul pe o zi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, Evanghelia, chemarea lui Dumnezeu, mântuirea se concentrează pe azi. O ai și pe cea de mâine? Cea de mâine nu e mâine. Cea de mâine e azi. Când a devenit azi, toată viața ta se concentrează în ea. Și spune mai departe Moise, Doamne, dă-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, cât am văzut urgia, nenorocirea. Și Dumnezeu spune, nu, dă-mi zilele tale de tristețe, dă-mi zilele tale de supărare, dă-mi amărăciunea, dă-mi durerile tale. Și n-am să-ți dau tot atâtea zile, am să-ți dau o eternitate. Nici măcar dublu cât i-a dat lui Iov. Am să-ți dau toată eternitatea, mărit să fie numele Domnului. Ei, asta este excepția care confirmă regula. Neprihănirea este răsplătită cu bine. Psalmistul odinioară a spus, m-am uitat la cei răi, cărora le merge bine, și m-am uitat la mine, că sunt bolnav, că am de luat nu știu câte pastile, că mă duc tot timpul pe la spitale, că mi se încurcă afacerile, că alții prosperă, mint și înșală și prosperă, și eu pierd. Și când m-am dus în casa lui Dumnezeu, am văzut soarta lor de pe urmă, dar am văzut și soarta mea de pe urmă. Să ne încredem în Dumnezeu, pentru că în cele din urmă neprihăniții au parte de bine, au parte de slavă, au parte de înviere, au parte de viață veșnică. Și bineînțeles, Iov nu este doar excepția de la regulă, un neprihănit care suferă, nu este doar excepția care confirmă regula, neprihănitul ajunge bine în cele din urmă, este excepția care devine regulă. Domnul a spus, în lume veți avea necazuri, e regulă. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Aduceți aminte ce spunea apostolul Pavel tesalonicenilor. Tesalonicenii reprezintă o istorie dulce și interesantă, dar în același timp, pentru noi este o învățătură foarte importantă. Știți că apostolul Pavel a auzit că tesalonicenii au început să sufere, au început să le moară cei dragi, au început să se îmbolnăvească, au început să fie prigoniți, au început să li se răpească averile, să li se confiște în mijlocul prigonirii. Și deși avea mare nevoie de Timotei, l-a trimis val vârtej la Tesalonic să vadă ce se întâmplă cu ei, nu cumva să slăbească și să-și piardă credința. Și le scrie a doua epistolă, vai ce fericit sunt că a venit fratele Timotei, numai ce mi-a spus că de dragostea voastră pentru noi, de faptul că sunteți statornici în credință și că nu v-ați pierdut nădejdea datorită încercărilor pe care le-ați experimentat. Și Pavel le spune acolo că știți că la aceasta am fost rânduiți. Știți din ce cauză Dumnezeu ne tratează și pe noi din punctul acesta de vedere ca pe toți oamenii? Pentru că noi am zice, Dumnezeu, dacă noi suntem pocăiți, de ce să se vadă o diferență? În primul rând, pentru că oamenii nu se pocăiesc pentru că să aibă prosperitate și pentru ca să aibă sănătate. Se pocăiesc pentru ca să se lepede de păcate și să fie mântuiți, să ajungă în rai. O pocăință și o credință doar de zile bune sau doar în schimbul zilelor bune nu este o credință autentică.
Ea trebuie testată și trebuie să se dovedească. Făcea o diferență tot în Tesaloniceni, să nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Și noi ne întristăm, și noi avem dureri, și noi avem suferințe, și noi murim. Dar în vreme ce noi predicăm viața veșnică și purtăm și lacrimi, dar și bucuria mântuirii în sufletele noastre, cei de afară spun doar la revedere pentru veșnicie, adio, gata, nu ne mai vedem niciodată. Aici se încheie totul. Este excepția care devine regulă. Știți că suferința ne desăvârșește. Cuvântul lui Dumnezeu spune că până și Domnul Iisus Hristos, nu pentru că avea păcat, ci ca jertfă, trebuia să fie desăvârșit prin suferințe. Jertfa nu era jertfă fără suferință. Jertfa nu devenea mântuitoare fără suferință și moarte. Stau și mă gândesc la prietenii lui Iov. Dacă ați citit vreodată cartea lui Iov, trebuie să fi avut aceleași nelămuriri ca și mine, nu? Dacă n-ați citit-o, citiți-o. E ceva fascinant, e ceva uimitor. Oamenii ăștia vin la Iov și se hotărăsc să-L apere pe Dumnezeu. Adică prima dată tac din gură 7 zile și de-ar fi tăcut și atât. Dar după 7 zile ia cuvântul Iov. Și Iov începe să se vaite. Omul care e bolnav, care e amărât, care este în suferință, are dreptul să se vaite, lasă-l să se vaite. La un moment dat, când mai disciplinam copiii și plângeam, ziceam, taci din gură. Și până am stat și m-am gândit, stai un puțin, că eu am certat-o, e supărată, e amărâtă, și nu o las să plângă. Lasă omul să plângă, dacă l-ai supărat și l-ai pedepsit. Iov a început să se vaite. A spus, Doamne, dar eu sunt neprihănit, dar eu m-am luptat, dar ecuația noastră nu se potrivește în dreptul meu. Dar el n-a fost la sfatul lui Dumnezeu să știe ce s-a întâmplat acolo și de ce au venit toate nenorocirile pe capul lui. Și după ce prietenii lui Iov îi sar în cap și îi spun, trebuie să ai tu nelegiuiri în viața ta. Tu ai impresia că ai dreptate în confruntarea ta cu Dumnezeu? Te dai tu drept în fața lui Dumnezeu? Te iei tu la întrecere cu Dumnezeu? Te ceri sub cine te crezi tu? Și îl apără pe Dumnezeu. La sfârșit, Dumnezeu are o conversație cu Iov. Și ce explică, ce nu explică, Iov își dă seama cine e Dumnezeu și spune, Doamne, chiar eu n-am niciun drept să argumentez ceva. Și se pocăiește în cenușă. Dar Dumnezeu se duce la prietenii lui și le spune, auziți, voi, aveți impresia că eu am nevoie de voi să mă apărați? Voi aveți impresia că eu am nevoie de voi să mă vorbiți de bine? Când prietenul vostru stă cu ciobul în mână pe cenușă, gol. Când prietenul vostru nu mai are nimic, e sărac lipit pământului. Voi în loc să-l tăbărâți cu îmbrățișările voastre, să-l înfățișurați cu dragostea voastră, voi zgâriați rănile? Spunea psalmistul, că omul, când trece prin suferință, are dreptul la mila aproape lui său. Fraților, sunt foarte indignat. Sunt unii care își bat joc de Dumnezeu prin viața lor, prin păcatele lor, care predică erezii. Și n-ai voie să-i zgâlțui de guler și să-i tragi de urechi, măcar că ar merita și să le smulgi bărbile. Cum a făcut-o dinioară dregătorul. Că trebuie să avem dragoste. În schimb, când frații noștri trec prin suferință,
Ne uităm chiondorâși la ei. Și nu ne interesează că plâng și că sunt în amărăciune și în durere. Inversăm borcanele, punem mila acolo unde nu trebuie să fie milă. Vorbeam dimineață despre cei care strâmbă căile Domnului, că n-ai voie nici să-i spui bună ziua, n-ai voie să-i deschizi ușa și n-ai voie să stai la masă cu el. Că cine păcătuiește și nu se lasă de păcat și refuză pocăința, trebuie să-l tratezi ca un păgân și să n-ai nicio legătură cu el. Știți când trebuie să ai legătură cu el? După ce se pocăiește curvarul din Corint? În prima epistolă ce a spus apostolul Pavel? Trebuia să-l judecați și să-l dați afară, nu din registrul de membru, din biserică. N-avea voie nici să vină la biserică. Asta însemna să-l dați afară. Noi dat-o afară înseamnă să-l scoți din registrul de membri. L-au dat afară. Por m-au judecat așa. Ei, după vreo un an, jumate, doi ani, ce credeți că a făcut omul ăsta? S-a întristat, a spus, nu mai am voie să merg la biserică. Frații mei nu mai dau mâna cu mine. Frații mei nu mai mi-arată dragoste. Teama noastră este imediat. L-am aruncat în lumea, l-a dat pe mâna satanei. Din cauza păcatului îngrozitor care a aruncat o pată neagră pe obrazul bisericii. Dar după doi ani când s-a pocăit și s-a întristat și s-a smerit până în pulbere, zice, primiți-l înapoi și arătați-i din nou dragostea. Asta înseamnă că i-a spus să nu-i arate dragoste. Că știi ce facem noi cu oamenii ăștia? Îi încurajăm să rămână în păcatele lor. Când ei își bat joc de Dumnezeu, își bat joc de adevăr, își bat joc de cuvânt. Și noi spunem, frate, ce-au făcut ăștia, Dumnezeu? Te-au pedepsit, te-au pus deoparte 3 luni, 6 luni, dar cine să cred ei? Îi dai nas și îl încurajezi să rămână în starea lui de păcat. Dar când frații noștri trec prin necaz, ne dăm coate și spunem, știu eu de ce a pățit-o. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, că vă promit că ne vine rândul. O să-ți vină rândul. Ne uităm la moartea multor sfinți și vreau să spun și lucrul ăsta și să închei. Pentru că în săptămânile care au trecut am devenit experți în felul cum trebuie să moară un sfânt sau felul în care n-are voie să moară un sfânt. Suntem filozofi. Știm cum trebuie să moară sfinții și știm cum nu trebuie să moară sfinții. Vreau să vă dau exemplul împăratului Iosia. Știți că despre Iosia a prorocit un profet trimis să vorbească împotriva altarului, împotriva lui Ieroboam, cu sute de ani înainte de nașterea lui Iosia. Este unul dintre împărații care au fost prorociți cu numele. Zice, voi ridica pe robul meu Iosia, pe nume l-a profețit. E vorba de prorocul ăla care atunci când s-a întors, Dumnezeu a spus să nu se oprească să mănânce undeva, prorocul bătrân l-a păcălit, l-a dus și până l-a mâncat un leu. Ăsta e prorocul care l-a prorocit pe Iosia. Când a venit Iosia, a găsit starea spirituală a poporului în deplorabilă. Și a făcut niște reforme extraordinare. A înlăturat altarele idolilor, statuile idolilor, a demolat toată idolatria din Iuda, a restaurat sărbătorile sfinte, inclusiv Paștele, atenție, ca în vremea lui Moise, după lege. Când a găsit cartea legii și și-a sfâșiat hainele, Dumnezeu a fost înduioșat
de Iosia și ascultați ce prorocește Hulda, prorocița Hulda, să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, iată, planul lui Dumnezeu pentru un om neprihănit. Știți cât de neprihănit? N-a fost altul ca el nici înainte și nici după, așa spune cuvântul Domnului. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Acestea sunt prorociile despre Iosia, despre nașterea lui, despre domnia lui și despre moartea lui. Te voi strânge în pace, în liniște. Vei fi înmormântat cu fală și se va duce pomenirea între împărații dinaintea ta. Pentru că te-ai pocăit. Știți cum s-a pierdut Iosia? Faraonul Neco a venit din Egipt cu armata spre Carchemiș. Carchemiș este una dintre cele mai de consecință războaie din istorie. Imperiul asirian decădea, li se cuceriseră deja două capitale și o aveau pe următoarea, Carchemiș, erau gata să fie atacați de babilonieni, care se ridicau și deveneau puterea mondială numărul 1, și Neco se grăbea să meargă la Carchemiș, încercând să îi bată pe asirieni primul, să consolideze puterea imperiului lui și să opună rezistență babilonienilor. Iosia aude că trece Neco prin teritoriul lui și era o lege prin Levitic care spune să nu lași sabia străinului să treacă prin țară. Și bazat pe porunca asta, se duce, iese în cale lui Neco și îl întârzie. Și Neco îi spune, nu veni, că mă trimite Dumnezeu și trebuie să mă grăbesc. Dacă Neco ajungea la timp la Carchemiș și ori cucerea pe asirieni, ori făcea o înțelegere cu ei și se opunea babilonienilor, e posibil ca puterea babiloniană să fi fost un pic întârziată, ridicarea Imperiului Babilonian, și Iosia să aibă timp să moară în pace, în liniște, și să fie adăugat la poporul său și la părinții lui. Dar pentru că n-a ascultat, s-a dus împotriva lui Neco, un împărat păgân, a mai făcut câteva greșeli și a schimbat hainele când s-a dus la luptă în Valea Megiddo. Știți cine a mai făcut așa? Cine și-a mai schimbat hainele când a mers la război? Ahab, cel mai rău împărat. Și au zis cum moare Iosia. Un arcaș trage o săgeată la întâmplare și îl nimerește pe Iosia. Știți cine a mai murit așa? Ahab. Cu hainele schimbate, o săgeată la întâmplare. Aici se termină comparația. Ahab este lăsat până la sfințitul soarelui în carul său și câinii ling sângele după blestemul rostit de Dumnezeu datorită crimei împotriva lui Nabot și celorlalte crime spirituale, în vreme ce pe Iosia îl pun într-un alt car, îl transportă până la Ierusalim și îl jelește tot poporul. La prima vedere, Iosia a murit cum nu trebuia să moară. Cine la vremea respectivă s-a gândit la aceste comparații a făcut o mare eroare. A comparat în mod fals și greșit moartea unui nelegiuit cu moartea unui sfânt, măcar că similitudinile erau uluitoare. Ce greșeală a fi făcut Iosia? Poate că s-a pripit. Și noi facem greșeli în slujire de multe ori, poate că ne întovărășim, ne scade discernământul și ne asociem cu cine nu trebuie.
Sunt greșeli pe care oamenii le fac. Dar asta nu-i aruncă în tabăra nelegiuiților, ei rămân sfinții lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi duce în glorie. Să nu judecăm înainte de vreme. Vă aduc aminte de Ezechiel, care este pus o pildă pentru Israel. Dumnezeu voia să dovedească poporului că aminul și aleluia din biserică nu erau suficiente, trebuia o viață demnă de acel amin și aleluia, că îi spune lui Ezechiel, tu ai impresia că ești predicator bun, tu ai impresia că oamenilor le place de tine, ei vin la porțile cetății, spun să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dar după ce pleacă de acolo, trăiesc tot cum vor ei. Și am să te fac un semn, printr-o lovitură am să-ți răpesc ce ai mai scump în fața ochilor. Când se va întâmpla lucrul ăsta? Să nu cumva să porți doliu, să nu cumva să te porți ca oamenii care au mortul pe masă. Și când te vor întreba de ce, am să zic eu ce să le spui. Dimineața am vorbit poporului, până seara mi-a murit nevasta, spunea Ezechiel. Și când au văzut că nu respect ritualul lor de înmormântare, au venit și au întrebat, domnul profet, tu nu cunoști ce trebuie să faci? De ce te porți ca și când nu ți s-a întâmplat nimic? Pentru că așa veți păți voi când vor veni să vă ia în robie. Nu veți avea timp de ritualurile voastre și nici nu vă veți înmormânta morții. Îi veți lăsa întinși pe ulițele cetății și veți fi duși în robie. Vă aduceți aminte de marele profet Osea, căruia Dumnezeu îi spune, du-te pe strada femeilor ușoare, am să-ți arăt pe cine să iei de nevastă. Un sfânt al lui Dumnezeu. Asta este o excepție pe care Dumnezeu a folosit-o în mod profetic. A luat-o, i-a dat numele lui, au avut copii și după o vreme i s-a făcut dor de strada aia, l-a părăsit cu tot cu copii și a plecat înapoi. Și Dumnezeu îi spune, auzi, a dat de greu. E bolnavă, n-o duce bine, n-are ce mânca. Du-te, ia-o înapoi, spală-o și pune-o din nou în drepturi. Și după ce se întâmplă lucrul ăsta, iarăși, poporul vine și spune, ce-i cu tine, ce profet ești tu? Și le spune așa, voi sunteți această femeie, că v-am luat din idolatrie și din păgânism, am făcut un popor separat de lume, din voi. Și v-am cerut să-mi fiți sfinți și după vreme m-ați părăsit și v-ați dus după Dumnezei străini și ați curvit sub orice copac verde cu idolii și cu Dumnezeii tuturor popoarelor. Și când ați dat de greu, iar am venit și v-am salvat și iar ați căzut și iar l-am salvat. Nu de câte ori a luat-o Osea din stradă pe femeia asta, ci o istorie de mii de ani. De câte ori credeți că o să vă mai iau de pe asfalt, de pe trotuar? De câte ori credeți că o să-mi mai fac milă de voi? Până când am să las pedeapsa să vină asupra voastră. Vă aduceți aminte de fiul, unul dintre fiii prorocilor căruia Dumnezeu îi spune, auzi, fă-ți rost de un cucui, fă-ți rost de o vânătaie. Și se duce pe câmpul de luptă, cheamă un soldat și spune, trage-mi una peste cap. Și am spune, de ce? Nu mi-ai făcut nimic. Și zice, pentru că n-a ascult cuvântul Domnului, că știi că sunt fiul prorocilor, o să fii sfâșiat de un leu. Și se duce la altul, spune, dă-mi una asta, spune, ăsta e fiul al prorocului, dacă îmi spune să-i trag una, îi trag una cât de tare pot. I-a făcut un cucui, i-a făcut o vânătaie puternică, s-a bandajat și s-a dus înaintea lui Ahab, care tocmai făcuse legământ cu nelegiuitul Ben-Hadad. Dumnezeu i l-a dat în mână ca să-l scutească de nenorocirile care aveau să vină și el a făcut legământ cu dușmanul lui Dumnezeu. Și se duce fiul, unul dintre fiii prorocilor, cu bandajul ca să nu-l recunoască. Dacă l-ar fi recunoscut, ar fi pus garda să-l pună pe fugă. Și zice, auzi, eu trebuia să păzesc un soldat, mi-a fost dat în grijă și n-am fost atent și a scăpat. Și acum cel care mi l-a dat în grijă
mă ia de gât. Și spune, n-ai fost atent? Viața ta să răspundă pentru viața lui. Atunci așa a desfăcut bandajul și a spus, asta ai făcut tu cu Ben-Hadad. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, dragii mei, suferințele lui Iov, pentru ca Dumnezeu să se arate drept și Dumnezeu să aibă dreptate în conflictul lui cu diavolul, când prietenii lui credeau că îl apără pe Dumnezeu și de fapt îl apăsau pe fratele lor. Știți cât de mult era să-i coste că n-au făcut ce trebuia? A trebuit Iov să aducă jertfe pentru ei ca să le scape viața. Știți cât de mare este costul suferinței lui Ezechiel, pe care nu și-a putut-o manifesta? Strigătele din lăuntrul lui pe care le-a suprimat, le-a stupat. Știți cât de mare este costul reputației lui Osea, care ar fi vrut și el o nevastă cinstită și o casă plină de armonie și a avut numai suferință, durere și rușine. Știți cât de mult l-a costat pe Ahab vânătaia prorocului? Este o chestiune de viață și de moarte. Dragii mei, când oamenii suferă, când ne uităm la suferințele lor, să știți că suferințele astea costă. Noi nu putem să facem decât câteva lucruri și cu asta închei. În primul rând, să sărim ca arși și să fim de partea oamenilor care suferă. Pentru că ăsta este un test al unității noastre. În al doilea rând, nu să ne uităm în viața lor, ci să ne uităm în viața noastră. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ei cu turnul, ei cu Pilat, noi cu ale noastre, nu ne uităm la păcatele altora și să spunem, de-aia suferă pentru că a păcătuit. Asta e judecata lui pentru el însuși. Tu judecă înainte să trebuiască să plătești. Apoi, în momentul în care vedem suferința din viața altora, să ne aducem aminte că în toate aceste lucruri prin care trecem în viață, numele lui Dumnezeu trebuie înălțat și ascultați care au fost cuvintele drepte pe care le-a spus Iov, titlul suferințelor lui Iov, titlul credincioșiei lui Iov, titlul statorniciei lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Știu că l-ai lăudat atunci când ești în sărbătoare, când toate lucrurile-ți merg bine. L-ai lăudat vreodată în mijlocul necazului și a suferinței? Haideți să învățăm acest exercițiu. Vă repet, compasiune. Suferința altuia este oportunitatea de a sări în ajutorul lor, de a-i iubi, de a-i îmbrățișa, de a-i ajuta. 2. Pocăință. Când alții suferă, fugim la oglindă, ne uităm cine suntem noi și ce avem noi de corectat. Și 3. Lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că și când e soare, și când e ploaie, și când e bine, și când e greu, Dumnezeu își merită cinstea și onoarea și slava. Amin.